Prezenți weekendul trecut la Giurgiu pentru a premia echipele câștigătoare din Cupa Ligii Elevilor. Doi dintre fotbaliștii de aur ai României, i-au numit pe Dorin Mateus și Daniel Iftodi, au avut amabilitatea să vorbească reporterilor noștri despre Astra Giurgiu și despre fotbalul actual. Vorbind de Astra și Steaua, sunt două echipe puternice în campionatul românesc, două echipe la ora actuală, valoric și calitativ vorbind, cele mai bune, pot să spun așa, din fotbalul românesc. Astra joacă un fotbal foarte bun, un fotbal plăcut ochiului, o echipă bună, o echipă bine închegată, jucători calitativi. S-a dovedit în acest început de campionat, început de cupele europene, că au calitate și au forța necesară. Dar părerea mea este că ultimul meci care ne-am așteptat cu toții să se califice, să meargă mai departe, din păcate au rămas acasă. Nu știu, eu nu consider că este vina nimănui, este vina neșansei, fiindcă ei, după un meci extraordinar care l-au avut cu englezii, calificarea, meciul de acasă de la 2-0, au muncit, au vrut, au văzut că pot și că să meargă mai departe. Au avut situații în care se înscrie în a doua repriză, dar fotbalul, din păcate, pe golul și te pedepsește. Pedeapsa a fost de partea noastră și n-a mers mai departe. Îmi pare foarte rău. Cât despre Steaua, meciul cu Steaua s-a pierdut la București. Dacă nu era acel 3-0, sunt convins că Steaua putea să revină. Dacă înscria măcar o dată la București, golul 2 care a fost din poziție de offside, poate era altceva cursul jocului. V-am spus, și Steaua calitativ are echipă bună, dar din păcate ambele echipe perioada de adaptare celor noi veniți care a fost la Steaua a fost foarte scurtă. Deci o pregătire de o săptămână, 10 zile, probabil n-a fost suficientă. Vorbeați de fotbalul românesc, că tot coboară. Ce se întâmplă? Ce credeți dumneavoastră că s-a întâmplat? În cauza că lipsesc multe centre de copii și juniori, pentru că nu avem baza. Baza înseamnă terenuri, echipament. Una dintre cauze, că cauze sunt foarte multe. Una dintre cauze poate să fie și aducerea unor jucători străini care nu sunt de o valoare așa bună. Poate sub media jucătorilor români. Poate și aici e o greșeală. Ce știți de mai revenim din căderea asta? Trebuie să ne revenim, că fotbalul se joacă cu jucători, trebuie să ne revenim, imposibil. Orice echipă de club are și stoișuri și coborușuri. Vreau să discutăm acum despre faptul că după 12 ani consecutiv nu mai avem o echipă în grupele Europa League. Discutăm prima dată despre acel nefast meci baze Alkmaar Astra 2-0 pentru ei și ne-au scos. Da, este un lucru îngrijorător și, cum am spus și mai înainte, sunt multe cauze. În primul rând, de la Federația Română de Fotbal pleacă toate. Și contractele jucătorilor trebuie să pună clar o lege, care să fie și legea sponsorizării, care nimeni nu știe ce să facă jucătorii, nici nu știu ce să facă. Plus că jucătorii n-au un sindicat al lor. E foarte greu. Și de ce în ce mai, o să fie și mai greu. Eu am spus acum 5-6 ani, am spus că Liga 3 o să ajungă Liga 4. Și așa este, se adeverește asta. Revenim explicit la meciul cu Astra. Cum vi s-a părut? A jucat Astra prost? A fost neșansă? Ce s-a întâmplat? Nu am văzut, nepăcate, n-am văzut meciul cu Astra. M-am uitat la Steaua. Bine, discutăm despre Steaua. Ce mai e de spus? Nu mai e nimic de spus. Când pierzi acasă cu 3-0, e greu să mai te duci undeva să întorci rezultatul. Pentru că Steaua nu mai e Steaua. Nu mai sunt jucători de valoare la Steaua. Au plecat foarte mult. E greu într-un timp peste noapte să faci o echipă bună. E greu. Și în orice domeniu e greu peste noapte să ai rezultate. E foarte greu.